Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Genul programului: divertisment. Bună seara! Bună seara! Ați observat că există oameni care orice ar face în viață greșesc. Normal, asta e meseria lor. O dau un bar. Asta e meseria lor, ți-am zis. Pe tipul ăsta de oameni îi cunoști încă din copilărie. Uite, eu de exemplu greșeam tot timpul tabla mulțit. Despre mine nu se poate spune că sunt un puturos. Dar mi-e silă să mă apuc de orice. Pentru că oricum știu că am să greșesc. Nu, eu sunt chiar puturos. Pe ce vai tu ravura? Hey, toți oamenii greșesc. Unii mai mult, alții mai puțin. A greșit, omenește. Ce bine ar fi să spună și Ileana așa când ne încurci zarzavaturile. Ileana n-are cum să spună cu asta pentru că este femeie. Iar femeile sunt mai exigente. Ele, dacă cer mărar, vor să primească mărar. Și când le-au și greșeau, coborâ standardele. Oricare ar fi standardele, există un singur lucru pe care o femeie nu-l acceptă. Da, să tacă din gură. Nu. Să nu-i stai în cale. O femeie care îi stai în cale este ca o ursoaică rănită. Nu mi-o imaginez pe Ileana mormăind, înțelegi? Dar oricum, mai bine prefer să-mi rănesc ursoaica decât să vină să-mi o călărească un panda de profesor. Cornele, bate cineva? Cornel? Mie să nu-ți spui Cornel, da? Să-i spui Cornel, nu Cornel, da? Nu mie. Cornele, tu nu mai bei atâta cafea, că ești foarte agitat. Ce, nu te duci să te înscrii la masterat? Ba da, păi n-ai destul că te bucur dacă mă duc să mă scriu? Da, mă bucur. Mă bucur foarte mult. Bun, atunci chiar acum mă duc să mă scriu. Pa, Cornel, pa, Romica! Să rămână, Ileana! Ce ai dus, mă, stai? Ce ai venit cu citabul? Acoperit casă. Ce-a zis? Au să-ți explic, Ileana. Explică. Că mi-ai dat cu tabla în gură. Ăsta e Cornel. Profesorul. Da, profesor. Asta e Ileana. Asta e Ileana! Ține bună, că acolo asta e Ileana. Mă rog! Ileana. Ce-a circul de stala și Ileana aici? Trebuia să aibă asta ca să putem să o identificăm. Da. Iar ăsta ești tu. Spune-mi clar... Este mai strâns. Care este statusul țintei? Bă, fii atent aici. Tu ești normal. Vorbim de nevastă mea, nu vorbim de invadarea Cubei aici, da? Am văzut aseară un film cu spion de Pro TV și lucrul ăsta m-a influențat cum e statusul în status cu ea către ăsta. Ileana, asta e Ileana. Da. Ăsta e Cornel, da? Da. Ileana e în drum spre Cornel, înțelegi? Oh. Ia de-mi dai și mai rău, și mai rău, o să-i cadă în brațele lui Cornel, înțelegi? Asta e. Sfatul meu este următorul. My brother, come here. You are the best. You are my best friend. Trebuie în așa fel încât să încurs pe Ileana să ajungă la master. Te-am popat pe portofel. Stai. Unde pleci? Unde pleci? Mă lași aici? Ce, ți-a venit miros de luminița pe la nas? Ce, asta funcționează ca usturoi pentru vampiri, așa? Crede-mă că vreau să... Cum miroase luminița, cum pleci? Vreau să apelez la responsabilitatea și la sensibilitatea ei și să o fac să înțeleagă că căsătoria noastră nu are rost. Nu trebuie. Stai, și crezi tu că o nebună ca ea o să refuze o asemenea nebunie? My best friend. În minutul 24 și 62 trebuie să o prind liberă în intervalul ăsta. Pe Ileana? Nu, pe luminița. Pe luminița. De ce? Ce, mă, Lumiță, e meci de fotbal? Atenție la mine! Între minutul 24 și 62, pastila își face efectul. Adică este neguma. Băi. Iar eu trebuie să... În rest, este normală. E normală. Nu, normală. Ca mine, ca tine,
normală, nu e... Mai înțeles? Iar nu trebuie să o prind între minutele astea. M-am 210 minute. Te pup. La revedere. You are my best friend. De când am ajuns noi termen de comparație pentru normalitate? Da, bineînțeles. Se rezolvă imediat asta, nu e nicio problemă. Sigur, sigur. Bun. Bun. Da, e... Vorbim puțin mai târziu, da? Bună ziua! Bună ziua! Am venit după poze! Da, spuneți-mi pe ce nume. Poftim? Pe ce nume sunt pozele? Sigismund! Sigur, Sigismund? Batory! Aha, v-am recunoscut. Ați fost ieri cu soția ca să-și facă poze de bulet. Pare rău, mă, confuzie, eu am fost plecat din țară. Am stat mai mult la țară, la bunică. Dar să știți că vă stă bine împreună, păcat de numele astea. Ah, pălăria vine foarte, asta e sigur. N-am găsit Sigismund aici, vă rog să mă așteptați. Ce la Sigismund, dar vă rog să căutați, sigur că da. Alo, Romica, pierdă-ne. Dăm drumul la operațiunea Ilana. Pasa 2. Am nevoie de un electrician neapărat. Da, mă, da, da. M-am uitat la prontele. Care-i problema? N-am voie să vorba... Bună ziua! Bună ziua! Vă rog, am... Ce coincidență, tocmai am vorbit cu... Sunt în întârziere, am făcut ieri poze de buletin. Aha, astea, mulțumesc! Mulțumesc, la revedere! Domnișoară, vă bateți joc de mine? Ce urât îmi sunt pe ochelari! Cred că aș fi mai bine să-l chem pe domnul Deca. Nu, a fost... Nu știu ce s-a întâmplat, cred că mi-a curs pixul. Ce s-a întâmplat, doamnă? Domnișoara, e de râdere instituția noastră. Eu n-ar spune așa, nu, a fost un accident, vă rog să mă doamnă, gândesc. Doamnă, vă rog să vă liniștiți, doamnă, fără reacții, suntem într-un mediu academic. Ca mâna dreaptă a domnului decan, mă voi ocupa eu de tot, voi lua asupra mea întreaga responsabilitate. A mai fost ca un cavaler pe cal alb. Nu pe cal, aș vrea să fiu un cavaler pe ceva mai moale. Să zicem, de exemplu, o canapea. Wow, ești și genul de bărbat periculos, canapea. Sunt genul de bărbat care te va scoate din încurcătură, Ileana. Dar vezi că și o canapea poate fi periculoasă dacă își uite cineva andrelele pe ea. Băgă vorbe. Ce? Nu am voie! N-am voie să mă duc să vând obiectele de artă, mai ales ceștile chinezești. Nu am voie să mă duc în dormitor să caut prin cerceafuri sau prin dulap. Nu am voie să umbl în bucătărie la frigider. Nu am voie să beau alcool. Și bine, și gata! Și să nu beau mașina aia nouă. Zis! Gurița, vorba mea. Repetiția e mama învățăturii. Da. Te tai că sunul l-am cunoscut. Nu înțeleg ce vreau să spuneți. Gurița, vorba mea. Dacă îți bagi joc de fiii mea, lupi de luminița, te duci. Scriu! Mă te spânzuri! Da, mă spânzuri! Te tai! Mă taie! Da, nu, să știți că vă promit că lucrul ăsta nu se va mai întâmpla, pentru că... Abia aștept minutul 24, pentru că vreau să vorbesc ceva foarte serios cu Luminița. Gurița? Romica? E vorba mea? Femeile și meciurile de fotbal în minutul 24 se încălzesc. Minutul 24 se încălzesc. Și gata! Gata! Ficat! Bună, Romica!
Ce faci, dragul meu? Wow! Parcă ți-a mai picat părul de la ultima pastiluță, să știi. Luminița, stai jos. Da. Să știi că îmi place și nu-mi place partea asta ta normală, care mi face mișto de mine. Hai, te rog, foarte mult. Da, da, să știi că ai baftă, pentru că eu majoritatea timpului sunt nebună, așa că te-ai scos. Fii atentă. Trebuie să vorbim neapărat de căsătorie. Da? Ups! Stai liniștat, lasă-mă să-l caut. Deci nu-l găsesc, deci... Am spus să stai nemișcat, nu să-ți înțepenească și mușchii feței. Vorbește, dragă, vorbește! Ce ceasul? Unde-i păpușa mea? Unde-i păpușa? Minutul 77. Iar am ratat-o. Uite pe Cornel! Salvare! Ceas! Bă, sunt nenorocit! Ajută-mă! Ce? Ajută-mă că m-am adâncit prea adânc! Prea adânc! În nenorociri majore! Dă-i, dă-i! Să înțeleg că nu mai judești cu creierul! Judești cu mititelul! De la Canova? Să știi că mititelul ăsta face mari probleme! Chiar vorbește de nu-i mai stă gura! Vorbește toată ziua de dor, vorbește de dor. Asta înseamnă că ești un bun pedagog. Înțelegi? Mă rog. Ai adus electricianul. Păi l-am adus pe... L-am adus pe... L-am adus pe sine. Dar ce faci, mă? De la polițist la detectiv, la detectiv taximetri. Acum te-ai băgat și pe electricitate. Palati, te rog eu frumos să nu mai spui la nimeni. De ce faci închei? Domnilor, este un moment unic în viață. Trebuie să fim mândri pentru ceea ce facem. Hai, băi, ne zic că mi se încălzește bere. Mi se încălzește bere, zi unde să schimbe bără. Vom fi un fel de haiduți. Hai duci! Păi de ce nu ți-ai dat urmă? Cum făceau haiducii? Aia sunt apași tâmpiților! Și ce e ce asta? Trebuie să mă urmați, să-mi jurați credință. Te bași, mă? Mă, mă, îmi place să consum. Mă jur să vorbesc dacă... Avem pastale la vale! Pleacă-mă de aici, că suntem haiduți! Haiduți? Ce căutați mai aici, mă? Non-stop vrea să atace bucătăria indiană, de aceea a venit aici la facultate pentru a-l înscrie la limbi străine. Ți-am spus că sunt indian! Pentru mine bucătăria indiană e ca o limbă străină, nu înțeleg nimic. Hai că am plecat, că uit CNP-ul și n-am bolățit să mi-l amintesc. Stai. Ia și pachetelul, ai grijă cum mănânci. Da. Auziți, bă, dar ce-i cu voi aici? S-a stricat ceva la frigiderul de la chioșc? Dar și mă din gură. Se mănă în panică în facultăți. Se mănă în panică. Vrem să o împiedicăm pe Ileana să dea masteratul. Păi n-ai cum, că au camere de luat vedere. Nici o problemă. Trecem la planul 2. Sinectă! Du-te în facultate și întrerupe electricitatea. Mamă, ce place cu asta? Băi, dar unde-i facultate? Scuze-mă că nu rămân cu tine să-i haiducim pe ăștia prin facultate pe aceea, dar mă duc că poate oprim pe Luminița în pauza de masă și apuc să-i spun că o părăsesc. Te pup, colegul meu. Plecă conspirativ. Planul 3. Domnule decan, vă rog să mă credeți. Ileana aici de față este o studentă eminentă. Îmi plac foarte mult broașele testoase. Oh. Există un nume pentru astfel de oameni. Nu. Ce confuzie. Nu, în sensul intim. În sensul intelectual. Vă interesează intelectul broaștelor țestoase. Da. Sunt foarte curios. Ce-și vorbesc ele între ele?
Domnule decan, vă rog să îmi acordați deosebită plăcere de a mă insista pe lângă dumneavoastră să o luați în considerare pe Ileana. De ce atâtea cuvinte doar pentru a mă lingușa? Nu mai vreau să urmă felul ăsta. Da. Telefonul. Da? Vă sun. Vă sun în legătură cu o individuală. Tâmpitule, ți-am spus că te cui pentru demesteratul care... Zici ceva de mine? Este ceva foarte grav. Cred că trebuie să veniți cu mine. Poftim. Haide. Luminița! Să știi că trebuie să vorbim foarte serios. Lucrurile nu mai trebuie să mai meargă înspre... înspre zona asta. Să știi că niciodată nu... indiferent că te-am făcut... și... Nu vreau! Nu mai vreau! Pentru că... Să știi că mie nu mi-e frică de... de pietre! Indiferent! Chiar dacă am... Ia asta, Vicky, da! Ia! Nu e... Ia nu... Să știi că nu mai vreau! La revedere! Căsător! Nu vreau! Nu mai... Pentru că sincer să fiu... Lasă-mă! Nu! Te uit! Nu! Ureceală mă uit la tine! Nu! Lasă-mă! Cât e? 1:88. Wow! Mai bine ca data trecută. Vă asigur că nu eu am vrut să n-am niciun fel de bombă. De ce să înscrie cineva la o facultate pe care vrea să o bombardeze? Vorbesc de cineva care e îndrăgostită de broaștele... Dar nu sexual! Profesional! Domnule decan, vă garantez eu cu întreaga mea prestanță și credibilitate că această fermecătoare tânără este inocentă și pură ca un unicorn. Te complici de pomană. De ce? Puteți să-i spun mai simplu. Îmi risc slujba pentru această bombardieră. Eu am auzit și asta gândesc. Vă puteți înscrie. Ileana! Mai devine! Abor, de ce strigați la mine azi noapte în somn? Gigi! Gigi? Voastră zastigi! Gigi poate romică, dragă! Da, Gigi, e un vărdeanu de la Bruila, lasă-l pe Gigi! Vrei să vorbim mai bine despre nuntă? Ia, mai nelibe! Unde e Gigi să mă vadă, mai nelibe? Auzi, apropo de nuntă, cum ți-ai permis să comanzi tortul ăla care-i mușcat din 7 părți? Mai nelibe, dar nu am bani, mai nelibe! Noi? Ok, atunci plec. Mie mi-ai zis că ai! N-am! N-am bani de tortul ăla mare de 20 de metri pe care nu mai are. Serios? Atunci mai vorbim la telefon! La telefon, zic? Apoi, de ce mă... Și fii atent să insisti dacă mă suni, pentru că eu răspund greu. Că n-am telefon! Ia! Asta? Mai de liber! Sunt... nevinovată. Am vrut să mă înscriu. Nu am încredere într-o persoană care iubește broaște țespoase. Arestați! Alo, da, stați un secund! Cum? Aha, bine, mulțumesc. E liberă, e nevinovată. Puteți pleca, domnule. Deci după ce m-ați chinuit, atât aveți să-mi spuneți? O să spun că te poți înscrie la master. Da, și cine sunt făptașii? Cunoașteți pe cineva din aceste imagini? Da, nu!
Dar promit că nici maica sa nu o să le recunoască după ce termin eu cu el. Ai venit, iubito! Dă-i ce bine îmi pare! Cornele, ești un dobitoc și să-ți fie rușine. Dacă nu te autodenunți ca să-mi reabilitez reputația, să știi că eu te părăsesc. Trebuie să-ți explic ce faci. Chiar așa dai reputația unui palade pe un masterat și de data asta chiar n-am fost eu, să știi. Am văzut caseta. Cred că să nu aveai cum să vezi că doar am întrerupt curentul. Aveau camere cu infraroșu. Totuși să știi că s-ar putea să există o explicație. Cornele, tu n-ai înțeles. Nu. Ori ba, da. Explici, ori recunoști, ori chiar te părăsesc. Domnule decan? Da, bună ziua, bine că ați venit, că îmi curge apa. Nu, n-am venit pentru asta. Ați venit să faceți curățenie, dar de obicei era o femeie de serviciu. Da, nu este serviciu de femeie, bărbatul de serviciu este... Domnule decan, bum. Eu sunt infractorul de serviciu. Bum. Poate așa mă recunoașteți mai bine. Pisate, dai. Cornele, chemă poliția imediat. Da. Imediat chemă poliția. Am înțeles, nu mai chemăm nicio poliție. Mersi! Și vă felicit! Soția dumneavoastră poate să-și dea mastera. Extra! Hai, nu face nimic! Doriți! La revedere! Vino, Cărce! Trece aici! Hai, urcă de sus! Stai comod? Nu prea. Oh, ce bine. Pentru că tu când stai comod, încep să te mingușești și încep să mă strâniești. Ce faci? Romica, ce faci? Deci... E ceva mare paradox pe care l-am întâlnit vreodată, să știi. Fii atentă, nu am venit să discut aici niciun paradox sau ce... Vreau să vorbesc cu tine neapărat. Nu vreau să vorbesc cu tine neapărat, pentru că e foarte important. Nu. M-am săturat să nu cred niciodată că tot ce spun eu nu este important. Ne-am terminat? Sunt însărcinată. Da, vezi tu, uite, alaltă seară după ce am făcut... mă rog, am uitat să-mi iau pastiluța și vezi tu, acum simt cum crește o viață în mine. Doamne, te rog, fă să fie balonată, fă să fie musuflată. Doamne, să dea Dumnezeu să fie mâncat mâncare mexicană. Am văzut-o și pasta. Te închin luminița, te apleci, nu se poate, mă. Guriță, vorba mea. Decât să... Zumizan? E bine, roacă-te la el. Ilana, iartă-mă. Am făcut. Ești un porc. Cornele, o facem atât de rar încât mie nu-mi convine să te irosești în alte părți. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că m-am autodenunțat. Te-am reabilitat. Am fost și le-am spus totul. Iar dacă tu vrei, n-ai decât să fii fericită. Să știi că eu nu sunt chiar foarte de acord, dar n-am nimic că... Gata! Să te înscrii. Alo? Da, tot eu, Ileana, cea cu soțul bolnav mental. M-am răzgândit... Vin să mă înscriu la master, da. Mă retresesem, Cornele. Garson, luați-o. Păi ești nebun? Eu am avut fantezii cu prima nevastă a lui Petre. Femeia, eterna poveste, nu întrebați cine este, ci iubiți-o mereu, stai loc.